trage un semnal de alarmă. Ce se întâmplă în aceste zile este foarte grav, în contextul în care guvernul va trebui să negocieze în perioada următoare deficitul bugetar cu Comisia Europeană. Au scos din joben un iepure otrăvit, un iepure care de fapt ucide cultura la nivel local. Ce se întâmplă în mod concret? Nu ne putem încadra în 7,5% finanțare pentru capitolul cultură, recreere și sport, în condițiile în care Brașovul cheltuie undeva la 30%, peste 30% din veniturile proprii pe acest capitol. Și vă pot da niște cifre. Anii anteriori, în 2022, un an la care ne putem raporta pe de-a întregul, avem cifrele finale, am avut 667 de milioane venituri și cheltuieli pentru acest capitol 207 milioane. 207 milioane care reprezintă salarii pentru artiști, reprezintă finanțarea instituțiilor de cultură, reprezintă finanțarea sportului, clubul sportiv municipal, reprezintă finanțările pentru proiecte independente, atât culturale cât și sportive, cât și de mediu și bugetare participativă, reprezintă tot ceea ce investim în terenuri de sport, reabilitări de monumente și serviciile de întreținere pentru zonele de agrement. Este foarte grav impactul asupra culturii, pentru că pe lângă subfinanțare ar trebui să desființăm două instituții de cultură, mă refer la Teatrul Arlechino și la Centrul Cultural Apolonia, două instituții care sunt îndrăgite de brașoveni, care și-au dovedit performanța, care cresc de la sezon la sezon, de la stagiune la stagiune. Suntem în situația aceasta, în condițiile în care această ordonanță pare să fie scrisă nu de specialiști, nici măcar nu respectă autonomia locală și principiul acesta al autonomiei locale. Este aberant să ni se ceară reducerea aceasta de cheltuieli în condițiile în care noi avem un buget echilibrat și în condițiile în care reușim să le executăm de la an la an. Am alături de mine pe managerii instituțiilor de cultură și tragem un semnal de alarmă că în forma actuală această ordonanță face numai rău la nivel local, la nivelul culturii locale. Nu avem cum să subfinanțăm. Pe Brașov asta ar însemna un sfert din banii pe care îi dăm acum pe cultură și sport să reprezinte bugetul pe anul viitor. Total inacceptabil și nerealist pentru a ne încadra în astfel de plafon. Dacă nu se va renunța la această ordonanță, care va fi pasul următor pentru Brașov? Cel mai probabil, așa cum s-a întâmplat și anterior, la nivel de 2012, astfel de ordonanțe vor pica testul controlului de constituționalitate și vor fi modificate drastic la trecerea prin Parlament, dacă vor mai ajunge să fie adoptate. Însă ele, din prima zi în care sunt adoptate în formă de ordonanță de urgență, produc efecte. Asta înseamnă că din prima zi dispar posturile vacante, din prima zi avem spectrul acesta reorganizării. Din prima zi avem o problemă în a face planificarea bugetară pe anul viitor, pentru că la 1 ianuarie ar trebui să venim cu un buget care să aibă, evident, distrus capitolul de cultură și sport. V-ați gândit totuși la o reorganizare în ce privește posturile de conducere? Pentru că sunt instituții mai mici, cu mulți directori și... La o reorganizare m-am gândit, am avut cel puțin 10 propuneri către Consiliul Local. Au fost propuneri care au vizat eficientizarea și unele chiar în spiritul enunțat de ordonanță, de a aduce și a renunța la personalul TESA din anumite subordonate. Vă dau un exemplu, preluarea patrimoniului și preluarea gestiunii infrastructurii sportive direct în subordinea primăriei și înființarea unei direcții patrimoniu. Sunt propuneri pe care Consiliul Local Brașov le-a refuzat fără justificare de mai multe ori. Că tot suntem în față la Apolonia, văd că funcționează fără autorizație de la ISU? Funcționează și brașovenii sunt mulțumiți de felul în care funcționează, totul este legal, vă poate da să întoarce alte detaliile cu privire la partea de birocratică. Reducerile prevăzute de cheltuieli vor afecta și numărul de angajați din instituțiile de cultură sau salariile? Cu siguranță afectează numărul de angajați, pentru că tot ceea ce înseamnă post vacant, inclusiv instrumentiști pe care instituțiile se chinuie să-i angajeze în aceste perioade, dispar acele funcții. Dar cel mai grav este că la ora actuală, dacă ne referim doar la capitolul 67, titlul 51, unde se regăsesc salariile pentru cultură, doar acest capitol reprezintă aproape dublu pragului impus de ordonanță. Deci noi anul trecut am cheltuit pe acest capitol, pe capitolul 67, titlul 51, 106.986.000 lei, iar plafonul, dacă ne-am fi raportat la 7,5%, ar fi trebuit să fie 50 de milioane. Deci noi am cheltuit mai mult decât dublu doar pentru bunuri, servicii, salarii pentru instituții de cultură și sport în anul trecut. Banii alocați către instituțiile de cultură provin de la bugetul de stat sau de la bugetul local?
Există o alocare conform legii finanțelor publice, există o alocare de la bugetul de stat. Anul trecut, din cei 106 milioane la care am făcut referire, 42 de milioane au fost de la buget de stat, restul a fost buget local. Deci tot ceea ce avem noi buget local depășește pragul pe care acum ordonanța îl propune.